Vin la Alba Iad,
de mari, să de vază codrinești, ce facul ai lui răzești, iar cu graiul morților, e stăpânul munților, pentru noi încă trăiești. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și ardeau și banatul, Dobrogea și Doregatul, Basarabia iubită cu românii înfrățită, un buchet de flori de mai. Poroiovinca în picior și căciula dacilor, limba pe care o vorbim, de la daci o moștenim, limba scumpul nostru dor. Basarabia iubită cu românii înfrățită, un buchet de flori de mai. Noi sunca noastră avem a românilor putere, pașiștea pe și câmpii a românilor moșii. Decât să mor ca luptător în fă-
înconjurat de tricolor. Nimic pe lume nu-i mai sfânt și mai frumos pe acest pământ decât să mor ca luptător înfășurat de tricolor. Transilvania aleasă, te slăbim în rămireasă și ți-aducem peții peții steagul nostru tricolor. Și ți-aducem peții peții steagul nostru tricolor. Dealul, dealul, dealul ne cheamă, legea e numai la noi. Sărută copile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Sărută copile, părinții mai frumos pe acest pământ decât să mor ca luptător înfășurat de tricolor. Nimic pe lume nu-i mai sfânt și mai frumos pe acest pământ decât să mor ca luptător înfășurat de tricolor. Întregirea și sufletul ia foc în clopotari. 1 decembrie ne e unirea și strălucirea României mari. Mihai Viteazul intră în catedrală și are harta Daciei în mâini. Într-însul bure bista se răsfoală și-apoi pe vatra lui se nasc români. Cât flamura roșu, galbenă, albastră, ne este steag și prag și ideal. Veniți români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulian Ardeal. Și iar începe clopotul să bată și sângerează sutele de ani. Că nostru nației se audă roată, mușcând din Horea, Cloșca și Crișan. Și iar la Alba Iuliani flancul, pe care ardem și ne batem toți. Pe Alba Iuliani, ca un Iisus Hristos cu chip de morți. Cât flamura roșu, galbenă, albastră, este steag și prag și ideal. Veniți români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulian Ardeal. Dar e un an care nici când nu piere, un an pe care-n veci îl vom dori. 1918, al nostru an de fiecare zi. Ne fie el de-a pururea noul, în lupta cu problemele de azi. Alba Iulia eroul, reîntregitorul cel viteaz. Cât flamura roșu, galbenă, albastră, ne este prag și steag și ideal. Veniți români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulia Ardeal. Cât flamura roșu, galbenă, albastră, este prag și steag și ideal.
români, veniți la meca noastră, veniți la Alba Iulian Ardeal. Un român căzus la datorie pentru români. O scrisoare de la Muselin, să văd de George Coșbor. Cum se dragă cartea mea, găsească minte în pace. Pe aici vânt și vremerea, și-antona la ne-i zace. De patru luni și slab și tras, de-l vezi-ți vine plânsul, că-s numai oasele au rămas, și sufletul din trânsul, și sufletul din trânsul. Și-apoi să știi că a fost război și moartea ei nu șagă. Dădeau pe dealuri dintre noi ca frunza mamă dragă. Și-acolo deal cum fulgera, un plumb simțică vine și n-a avut loc larg era, decât în piept la mine, decât în piept la mine. E bine acum și așa socot, că nu va trece luna. Și-am să te strâng de după gând, dar vezi te rog de una. Să nu mai faci cum ai făcut, să adun la tine satul, de veselă că ți-ai văzut, acasă iar băiatul, acasă iar băiatul. Să vezi pe aici și ciuncioloci, Hristos îi miluiască. Cum mergi la pop în sat să-l rogi, o slujbă să-mi cetească. Iar bani de nu vei fi având, de plată vorba-i lasă, că-i voi lucra o zi oricând, la-ntorsul meu acasă, la-ntorsul meu acasă. Penuțul vii lăsase mic, cu creștetul în masa, cu fii acum ștrenga goinic și vă răstoarnă casa. Cutuiat și lui la fel, căciulă cum am vrut-o, aveam o piele cu de miel, doar nu vezi fi vândut-o, doar nu vezi fi vândut-o. Nevestei mele să-i mai spui, să cumpere o coasă, cea veche nu știu, e stornui, și-o fi acum și roasă. De când rugina scurmănea, să văd odarea sfântul, cum cade iarba în calea mea, și-n bate-n plete vântul, și-n bate-n plete vântul. Așa mi-a spus Ioan să scriu, iubească-ți-l pământul, și-am tot lăsat până a fost viu, și-acum îmi țin cuvântul. Să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie, și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae, căprarul Nicolae. Să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie, și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae, căprarul Nicolae. Mulțumesc! Și Ardealul, și Banatul, Dobrogea și tot regatul, Basarabia iubită cu România, înfrățită un buchet de flori de mai. Yeah.
Ninge sfânt
și păgân. Numai ochii ne rămân, despărțirea să mai vadă. Că în rest noi ne-am stins și-am ajuns de atâta nins, niște oameni de zăpadă. Binge sfânt și păgân, numai ochii ne rămân, despărțirea s-o mai vadă. Că în rest noi ne-am stins și-am ajuns de atâta nins, niște oameni de zăpadă. Niște oameni de zăpadă. Ora mare, mai aici mai colea, mai aproape de hotare, ca să trecem granița. Mai aproape de hotare, ca să trecem granița. Noi suntem mai români, hai să fim și frați unici, pe câmp de bătălie vom lupta nebiruit. Și pe câmp de bătălie vom lupta nebiruiți. Nu ne fricoșează moartea, noi suntem nemuritori. Moartea-i sfântă dacă soarta ne va corona cu flori. Moartea-i sfântă dacă soarta ne va corona cu flori. Pentru picurel de sânge nu ne vom spăimânta, frații noștri ne vor plânge, țara nu ne va uita. Frații noștri ne vor plânge, țara nu ne va uita. Așa este tot românul, de când este pe pământ, a luptat pentru unire și pentru pământul sfânt. A luptat pentru dreptate și pentru pământul sfânt. Mândrui bradul și stejarul, unem umăr doi cu doi, noi cum o vrea dușmanul, o mai fi și cum vrem noi. N-o fi cum o vrea dușmanul, o mai fi și cum vrem noi. Hai să vindem ora mare, mai aici și mai colea, mai aproape de hotare, să refacem Dacia. Mai aproape de hotare, să refacem Dacia. Mi-a plecat dorul de acasă, când era o zi frumoasă, dorul. Mi-a plecat cam dezbrăcat, la prins vremea rea plecat, și mi-e teamă că am înghețat dorul. Mi-a plecat cam dezbrăcat, la prins vremea rea plecat, și mi-e teamă că am înghețat dorul. Și-a venit la săptămână dorul, cu trei flori de gheață în mână dorul.
jumătate minsculea, jumătate viorea, totul lacrimă și stea dorut. Jumătate minsculea, jumătate viorea, totul lacrimă și stea dorut. Partea jumătate ninsă, dorul s-a topit, dor stea încinsă, dorul. Și din dorul călător a rămas doar dorul dor, numai lacrimă și zbor, dorul. Și din dorul călător a rămas doar dorul dor, numai lacrimă și zbor, dorul. Vă mulțumesc! Și hai,
aplaudați acum, gospodinele? Vă dați un pic în spate, da? Aplaudați gospodinele de la Dofteana! Ia uitați ce frumos îmbrăcate, ca adevărate gospodine, nu? Și avem și aproape doi bărbați. Cât și că le-o cherii sămânța pe aici, la aici, care le place folclorul. Dar bă, dar prostii că patru avem doi. Măi Vlad, du-te în partea ce e, să fim o leacă, măi protejat, îi zic. Să cânte muzica. Și eu două melodii. Să începem cu numărul 1, da? Pentru Sfântul Tricolor
mândria de a fi român. Suntem mândri, așa am fost și așa am vor rămâne, indiferent de valurile vieții. Dar vreau să vă veselesc, doar un pic, 3 minute, nu mai mult. Haide, rog frumos! Mă uit roată și văd bine, parcă m-aș fi de bimini. Să mănânc de bună seamă, parcă am și făcut că mamă. Dai li 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 dam tiri lai și ni s-a mănăsat un. Dai li 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 dam tiri lai și pe soare și pe lună. Dai li 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 dam tiri lai într-o mintită suntem. Dai li 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 dam tiri lai și ni drag să petrecem. Păi unde soamenii de seamă? Hai, hai și iară, hai! Dar noi când ne întâlnim, bine ni mai potrivim. De ghitiri de la mână, tot la fel, dar sunt preună. Dar noi când ne întâlnim, bine ni mai potrivim. Dai li 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 dam tiri lai și ni s-a mănăsat un. Dai li 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 dai tiri lai și pe soare și pe lună. Dai li 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 dam tiri lai într-o mintită suntem. Dai li 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 dam tiri lai și ni drag să petrecem. Așa-i lăsat pe lume. Tot omul poate să spună mi s-a mânăsat bună. Și cu relii și cu bunii așa-i lăsat pe lume. Dai li 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 dam tiri lai și mi s-a mânăsat bună. Dai li 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 dam tiri lai și pe soare și pe lună. Dai li 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 dam tiri lai într-o mintită suntem. Dai li 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 dam tiri lai și ni drag să petrecem. Ui, ui, ui și iară eu. Hai, hai și iară, hai. Mulțumesc frumos! Da, o să vin mereu și o să petrec cu oameni pe placul meu, că doar sunteți concetățenii mei aici unde am crescut. Vă rog să mai aplaudați odată gospodarii de la Dofteana, ansamblu reunit, popoceii, gospodinele. Mai... Să mă împac. Când m-am venit la fântână, oh,
Mulțumesc frumos! Eu le-am cântat nu numai la dușman, la prieteni, că cei mai mari dușmani sunt prietenii. Dar să dea Dumnezeu să fie departe de noi de astea. Noi să fim sănătoși și să ne distrăm. Să cântim muzica! Și mi-e dragă cât-i lumea, ora care o cânt acum, pasă oră care o cânt acum. Dai la 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 la, dragi cerul n-a primit disterii, dar și pământul trecută de celii. Și mi-e dragă cât-i lumea, ora care o cânt acum, pasă oră care o cânt acum. Ora noastră dragă, păi am stoca pati pati tai la tai la tai la tai la cazul la un pati tai la tai la da, a grijă calcul în chicioari tai la tai la tai la tai la ai la jopii sărbătoare române. Celor care nu vor chini, eu li cânt să-i îmblânzesc, fii mai tare să raiesc, fii mai tare lumii să raiesc. Lai la 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 li antizări când eu la urcini, chiar și celor care nu vor chini, eu li cânt să-i îmblânzesc, fii mai tare să raiesc, fii mai tare lumii să raiesc. Măi, păi iau stopa pati pati tăi la tăi la tăi la tăi la în cazul la un pati tăi la tăi la da, la grijă ca românilor. Și
Curva lilii ne scap scurti pati, dar ochii ceri ne zrupti pati. Și palile ne scap scurti pati, și frunzolițe musuia. Băi, mi-a luat papuș cu tort, dar cu ei nu pot să joc. Băi, și de badi la noapte, măi, măi, și-ai țăsă palile toate, măi, măi. Băi, și de badi la noapte, măi, măi, și-ai țăsă palile toate, măi, măi. Palile lungi ochii și noi bati, să jucăm frumos în doi bati. Palile lungi ochii și noi bati, să jucăm frumos în doi mai bati. Băi, măi, și de badi la noapte, să se poate lipati, mai bătiți, bătișor. Palilile am isprăvit, măi, măi, jocul când s-au mântuit, măi, măi. Palilile am isprăvit, măi, măi, jocul când s-au mântuit, măi, măi. Și-am rămas cu palilii bati, și tu cu mândruțelii mai bati. Am rămas cu palilii bati, iar tu cu mândrilii mai bati. Și-am rămas cu palilii, ai și tu cu mândruțelii mai. Și-am iar duminica și vini mai mai, păi gati bătiță ghini mai mai. Iar duminica și vini mai mai, gati bătiță ghini mai mai. Ochii-și măi și palilu-și bati, tu-n brață să mă strângi bati. Ochii-și măi și palilu-și bati, tu-n brață să mă strângi mai bati. Păi iar duminica și vini, măi gati bătiță ghini, măi palilu-și ochii și noi. Bună ziua! Vreau să mulțumim în primul rând doamnei Petronela Radu pentru programul frumos pe care l-a pregătit astăzi și vreau să lansez și o invitație pentru toți cei care ne-am adunat astăzi aici, într-un număr foarte frumos, să mergem aici lângă monument pentru că domnul președinte al subfilialei Dofteana a Cultului Eroilor, Regina Maria Bacău, a pregătit astăzi o expoziție itinerantă cu obiecte din primul și al doilea război mondial, găsite aici în arealul nostru, adică de la Slănic, Moldova, până la Valea Uzului. Cele mai multe sunt găsite aici, pe teritoriul Comunei Dofteana. Și sunt obiecte de viața de zi cu zi, armamentul care se poate expune. Nu este decât o mică parte, pentru că domnul Vasile Buboc este un colecționar pe care cred că toată lumea îl știe. Are foarte, foarte multe piese care sunt în muzeele din zonă și din țară. Și atunci, ceea ce este aici este o mică parte din contribuția dumnealui la ceea ce înseamnă istoria și arheologia locală, pentru că istoria nu se face doar din birouri sau de la măsuță cu hărți, ci se face și prin această cercetare continuă. Este munca dumnealui de 15 ani și vă rugăm să aplaudați și această muncă. Nu a fost ușor. Practic este un muzeu în aer liber astăzi de 1 decembrie, de ziua noastră națională și să sărbătorim și noi cum se cuvine, pentru că avem ce și pentru că avem o istorie bogată. Despre 1 decembrie, în primul rând, este despre eroi, pentru că fără ei țara noastră nu ar fi existat astăzi, nu ar fi avut forma care o are astăzi. Și în primul rând trebuie să ne îndreptăm un gând bun și o rugăciune către strămoșii noștri care s-au sacrificat ca noi astăzi să putem vorbi în limba română, să putem să ne adunăm aici, să putem să sărbătorim această zi. Un gând special pentru cei din primul război mondial care pe aceste meleaguri și-au jertfit viețile în bătălia de la Cireșoaia, în bătăliile de la Valea Uzului, în toată salba de lupte ce a fost pe Valea Doftenii și merită astăzi o sărbătoare specială, ca și toți ceilalți care, sigur, în alte împrejurări, au murit pentru țara noastră. Un gând special merită și cei care în al doilea război mondial s-au sacrificat pentru țara noastră și nu doar aici,
ci oriunde a fost nevoie, oriunde a fost nevoie de luptă, de o luptă dreaptă pentru ca statul nostru să existe. Și mă gândesc aici, în primul rând, la bunicii noștri care au luptat împotriva comunismului bolșevic ateu, cu arma în mână și au ajutat la eliberarea Basarabiei, eliberarea Crimeei și au ajuns până în stepa Calmucă și chiar la Stalingrad. Și ei sunt tot eroii noștri și astăzi merită la fel o rugăciune și o considerație din partea noastră. La fel, merită o rugăciune și cei care au participat după momentul 23 august la eliberarea Transilvaniei, cei care au participat la eliberarea Ungariei și Slovaciei de sub nazism. Un gând special trebuie să se îndrepte și către eroii noștri care în cel de-al doilea război mondial și după au făcut ca statul nostru să existe. Și fiindcă este luna decembrie, trebuie să ne gândim și la cei care în decembrie 89 au ieșit în stradă pentru ca noi astăzi să putem să fim o țară liberă. Vreau să aduc și câteva mulțumiri, în primul rând domnului primar, pentru munca titanică pe care a depus-o în aceste zile și știu că are niște surprize pentru tot ceea ce înseamnă eroii care s-au jertfit pe aceste meleaguri și știu că va fi anul viitor va fi un an încărcat în care aici vor fi multe sărbători, multe celebrări și le așteptăm cu drag. Mulțumim și primăriei Dofteana pentru că ne-a invitat și l-a invitat pe domnul Vasile Bobo, care este președintele subfilialei Dofteana din Asociația Cultură Eroilor Regina Maria Bacău, să expună aceste piese, o parte dintre ele, după cum v-am spus, și noi astăzi să le putem vedea împreună și sărbătorim împreună ziua de 1 decembrie. Și nu în ultimul rând, vreau ca să îndreptăm o rugăciune și un gând bun și către cei care, deși n-au fost mânați de propria convingere, ci de niște imperii și de niște interese la un moment dat, de alte naționalități decât români, au pierit pe teritoriile noastre și își dorm somnul de veci alături de soldații noștri. Mă refer aici la eroii germani, cei din fostul Imperiu Austro-Ungar sau foștii noștri aliați ruși. Și către ei un gând de prețuire. Aș vrea să închei prin cuvintele pe care le-a rostit regele Ferdinand la ieșirea din catedrala din Alba Iulia pe 1 decembrie 1922. Trăiască România Mare! Vă mulțumesc! Atmosfera a fost încălzită de doamna Petronela Radu. O invităm să ne mai încânte cu două, trei melodii până când vor veni oficialitățile și va începe și pomenirea eroilor. Poftiți, stimată doamnă, vă mulțumim! Eu vă mulțumesc pentru vorbele frumoase. Și că s-a anunțat o vreme ră, să mai răcește și domnul primarul a zis să vă țin fierbinți. Hai să vă mai cânt, să fim cali, să ne încălzim. Să cânte muzica! Băi, din gura mea să joc! Să-i îndufletești!
saltul îmi pregăti. Da. Domnul primar și să mai faceți tot felul de adunări din astea frumoase, unii să ne adunăm cu toți, să ne veselim și să ne înțelegem așa ca bunii români. Să-mi dai melodia 5 copii, te rog. O ai acolo, da? Și aleagă mai... Și te-om ajuta, ce-om aduce bucurii, mândră de noi ca să fii.
acasă, ce îmbrăcat, ce încălțam. De-am avut pâine pe masă, de-am avut cu ce-o mâncam. Când i-a fost dorul uitat, dor de copii n-a aflat. Cât n-a știut de nevoi, nu și-a amintit de noi. Lasă, mamă, nu mai lacrima, și-ți vom crește și te-om ajuta. Ți-om aduce bucurii, mândră de noi ca să fii. La portița voastră bate, s-o închina de iertare, s-o închina la fiecare. Măritate și însurate scoți, ce voi spune oare la nepoți? Zice o vorbă din popor, nu-mi dor ceaba la izvor. Vei veni cândva, dar și ce dacă altuia copii îi spun tată, pentru ei ești un străin, frunza mară de Berlin. Măritate și însurate toți, ce voi spune oare la nepoți? Zice o vorbă din popor, nu-mi dor șapa la izvor. Vei veni cândva, dar și ce dacă altuia copii îi spun tată, pentru ești un străin, frunza mară de Berlin. Sper că nu v-am interesat. Ce să facem, așa-s valurile vieții. Mai un cântec de viață, mai unul de distracții. Să-mi dai unul de distracții mie, da? Nu de altă, da? De mică mama m-a învățat să nu fac rău că e păcat. Din Cartea Sfântă îmi citea că trebuie omul iertat. Eu n-am uitat cuvântul mamii când mi-am ales prietenii și am crezut că nici dușmanii nu se ne poată despărți. Viața m-a purtat prin lume, eu din toate am învățat. Cât ai vrea să faci un bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape și dai mâna când îi greu, nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. Ce-avea mai bun am împărțit și-am plâns cu ei când i-a durut. Dar niciodată n-au venit când mi-a fost greu sau am căzut. În fața lor n-am nicio vină și merg pe drum cu fruntea sus. Că Domnul are să mă țină, nu mai pun preț pe tot ce-am pus. Viața m-a purtat de lume, eu din toate am învățat. Cât ai vrea să faci un bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape și dai mâna când îi greu, nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. Copiii mei am să-i învăț că nu cu bani te faci bogat. Prietenul nu are preț dacă e cel adevărat. Nu am să mă răzbun vreodată, în suflet v-am iertat de mult. Și n-o să cer nici când răsplată la binele ce l-am făcut. Viața m-a purtat prin lume, eu din toate am învățat. Cât ai vrea să faci un bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape și dai mâna când îi greu, nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. Viața m-a purtat prin lume, eu din toate am învățat. Cât ai vrea să faci un bine, repede va fi uitat. Omul care ți-e aproape
ai mâna când e greu. Nu uita că peste noapte poate fi dușmanul tău. Oprim un pic. Un cântic patriotic. De fapt, puțin dintre dumneavoastră știu că bunicul meu a fost veteran de război, rănit în război. Vreau să-i cer iertare. Știți de ce? Că atunci când eram copii, el săracul ne povestea cum a fost pe front, cum a fost rănit o dată, două ori, de 10 ori, de 100 de ori. Asta era durerea lui din suflet. Noi, ca și copii, nu realizam și ne gândeam. Dar și mai vrea și moșneagul ăsta când ne-a plictisit cu războiul. Copii fiind, nu realizam câte dureri avea în suflet. Astăzi îi dedic acest cântec și nu numai lui, și tatălui meu. Mi-a spus, dar când înregistrez cântecul cea la care îmi place în ea? Ei, am să-l înregistrez. Dar acum ți-l cânt special pentru matale. E liniște în codru verde și în satul meu, dar tata-i dus de multă vreme și l-aștept mereu. Tăticul meu e la război de când aveam un an sau doi și n-a mai venit înapoi tăticul meu. Tăticul meu e la război de când aveam un an sau doi și n-a mai venit înapoi tăticul meu. Și s-o dus mama să-l cati, măiculița mea, pistii dealuri, pistii sati, măiculița mea. Când o ajuns în munții Tatra, o găsit cascalul tata, o găsit cascalul tata, măiculița mea. Când o luat casca în mână, o văzut stema română, o văzut stema română, măiculița mea. Măicuța plânge în framă,
de atunci mereu. Și în durerea ei de mamă am crescut și eu. Când arși s-am în piogor, s-a carâși cu grâușor, îmi arde sufletul de dor, tăticul meu. Când arși s-am în piogor, s-a carâși cu grâușor, îmi arde inima de dor, tăticul meu. Să vină tata și să vadă tot ce n-a văzut, pământul întreg e o livadă, cum nu s-a știut. Să vadă strugurii din vii și jocul mândru de copii, să asculte tril de ciocârlii, tăticul meu. Tăticule, unde ai rămas pe drum de gloanțe la popas, căci n-ai mai venit până azi, tăticul meu. Sunt sigură că, așa cum a luptat bunicul meu, sunt foarte mulți. Deci, de fapt, știu că sunt foarte mulți. Intram într-o zi în primărie și undeva acolo e un tablou cu toți veteranii de război și am început să plâng pentru copii între toți, cu toate că știam că bunicul a fost veteran de război. I-am văzut și poza și am fost mândră. Am fost mândră că sunt și eu patriotă în felul meu. El a luptat în război. Uite, eu învăț copiii să cânte și cânt pentru neamul meu. E tot o formă de patriotism. Dar stați liniștit că, Doamne ferește, dacă ar fi război, aș pune mâna pe armă. Că sunt de-a lui neamul de Boambă și al Boambă și noi suntem hotărâți și luptători. Puteți să mă aplaudați că vă dau voi. Mulțumesc frumos! Să audă toată Moldova! Avem dispus un detașament de onoare constituit din
Garda Drapelului de Luptă, aparținând grupului 2, cercetare și supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie. Un pluton de cadre militare, aparținând grupării de jandarmi mobilă, Alexandru cel Bun, Bacău. Un pluton de cadre militare, aparținând detașamentului de pompieri, Onești. Și muzica militară a garnizoanei Bacău. Comandantul detașamentului de onoare este domnul major Cristian Dandu Vidire. Începem ceremonia militară și religioasă cu întâmpinarea persoanei oficiale. Gardă pentru orice stânga prezentat! Ființește viață și nedespărțite-i trăim, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Când mălată Duhul Adevărului, care pentru tine ne ieși și pe toate le plinești, Ischeele bunătăților, sătătorile de viață, vino și te strășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată tinăciunea și mântuiește bunurile și sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ființească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celul viclean. Amin. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
acum și pururea și-n vecii vecilor. Înțelepciune drept să ascultăm noi Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicilor, împreună cu irodiarii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și pentru adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispiti să-ți arunci la dreptații banul dajdiei? Iar ei am adus un dinar. Iisus a zis: Al cui echipul acesta a scris scripția de pe el? Răspuns au ei: ale cezarului. Atunci a zis lor Iisus: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt al lui Dumnezeu. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu în îndurările și-a toată milosivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire, Doamne, adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi netremni și cu milință aducem această mulțumire bunătății Tale pentru binefacile care au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăbim, înscântăm și Te lăudăm, și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire. Ca precum ai binevoit, a primit atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire învrednicit a le împlinit cererile lor. Așa și de acum înainte învrednicești, a sfărind cu dreapta credință, în dragostea cea către Tine și către aproapele, pentru toate faptele cele bune a dobândele Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii robii Tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruiește-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile dregătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Tău Duhurile pădării de sine, pe care le-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, să rămincește-ne să sporim în toate faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Omenește-i, Doamne, pe făuritorii mari munii, pe toți eroii ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagere și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului și pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește în numele Tău și ne învrednicește pe noi, pe toți, ca totdeauna mulțumire să Te aducem, cele prea bune să găim și să cântăm Ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Binecuvântează. Cel ce-a
via din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților și întâlnăuzatul Său Apostol, cu ale Sfântului Apostol Andrei, obrotitorul românilor, cu ale Sfântului Proroc Naum, Sfântcuviosul Filarece Milosiv, a cărei pomenire o facem astăzi, cu ale Sfinților Părinții Joachim și Ane și a tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai mari orașilor și ai satelor, iubitoare de Hristos armate, dăruiește-le, Doamne, sănătate, zile bune, îndelungate, viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor biruință și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! 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 Apă și păzește pe dânsii într-un mulți ani! Mulți ani cu sănătate să le dea Domnul doar ce doriți! Zile sunt bine și mântuire, la mulți ani să trăiți. În numele Tatălui, Sfântului Duh, amin. Dau citire cuvântului Arhiepiscopului Joachim la Ziua Națională a României. Iubiți și dragi români, Marea Unire de la 1 decembrie 1918 reprezintă actul fundamental care a contribuit la desăvârșirea realizării identității naționale și spirituale a acestui neam care a marcat istoria țării, creionând în timp ideea de Românie modernă între statele independente ale Europei. La împlinirea 101 an de la Marea Unire avem datoria nu doar de a comemora faptele nemuritoare, ale eroilor care au înfăptuit-o și păuritorilor ei, ci și a luptat pentru păstrarea patrimoniului material și spiritual lăsat în moștenire de ei, de a le arăta că faptele noastre de astăzi împlinesc idealurile pentru care ei s-au jertfit. Un român autentic își asumă istoria neamului său și gândește cu recunoștință la cei care au făurit-o. Oricât de risipiți am fi prin lume, și oricât de mult am admirat civilizațiile marilor puteri mondiale, să facem recurs la memorie, să nu trecem în uitare istoria acestei țări și faptele uimitoare pe care bravi ostași români, căzuți la datorie cu arma în mâini și gândul la Dumnezeu, le-au așezat la edificiul României Mari. Dragi români, vă reamintim că Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost serbată într-o zi de duminică, dobândind prin aceasta o semnificație simbolică și ne duce cu gândul la învierea Domnului nostru Iisus Hristos din moarte și la națiunii române din negura uitării. După 101 an de la răsunătorul eveniment ne regăsim din nou, în zi de duminică, astăzi, omagim faptele nemuritoare ale românilor de altă dată, cu speranța că și generația de azi, a celor care conduc destinul acestei țări, va lupta pentru unitatea, libertatea, demnitatea, prosperitatea românilor de pretutindeni. Iar aceasta cu atât mai mult cu cât la sfârșitul acestei luni vom comemora numele celor care cu gândul la libertate și-au sacrificat viața acum 30 de ani, pentru ca noi astăzi să ne putem exprima liber gândurile, să avem acces la educație, să călătorim liber, să ne putem bucura de frumusețea acestei lumi binecuvântate de Dumnezeu. Cu inima la jertfa lor curată și cu gândul la idealul Marii Uniri, să rugăm pe Hristos Dumnezeu să primească rugăciunea pe care am înălțat-o astăzi, duminică 1 decembrie,
și să ocrotească România și pe români, păstrându-i în unitate de neam și credință. Semnează Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani Doftene. Vă mulțumesc! Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, să reverși binecuvântările tale asupra neamului nostru românesc, iar pe frații noștri răbosați care și-au pierdut viața pentru întregirea acestui neam, să-i faci părătași de lumina ta cea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihna cea veșnică de lor, Doamne. Și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească lor. Să se odihnească în pașă. Prin mila lui Dumnezeu. Amin. Gardă acoperi! Riți! În continuare, are cuvântul domnul Ion Bujor, primarul comunei Dofteana, care va vorbi despre semnificația evenimentului. Gardă pe loc, Crevaus! Da, bună ziua și bine ați venit la data de 1 decembrie 2019, moment în care comemorăm jertfa eroilor căzuți în cele două războaie mondiale. Domnule prefect, doamnă Teodora Șocan, reprezentant al Parlamentului României, domnule președinte al Consiliului Județean Bacău, domnule Sorin Brașoveanu, preacucernici părinți, dragi camarați, onorată asistență, în calitate de reprezentant al comunității din Dofteana, suntem la a doua ediție, moment în care sărbătorim această zi deosebită a unirii pentru a doua oară. M-am gândit împreună cu Consiliul Local că și Dofteana merită să defileze cu câteva plutoane de armată în fața dumneavoastră, pentru că noi, cei din Dofteana, în general de pe Valea Trotușului, Valea Muntelui, am dus cele mai crâncene lupte împotriva Imperiului Austro-Ungar pe acești munți, la poalele munților Carpați, la poalele munților Nemira, începând cu trecătoarea Ghimeș-Făget, cu trecătorile din Goioasa și Caralița, cu trecătorile din Palanca la mormântul lui Liviu Rebreanu, cu Valea Uzului în zona Cremenea Valea Uzului, pe muntele Mașcașu și Mândroaia din localitatea noastră, fundul Păcuriței, știm cu toții, Vârful Mare, Cireșoaia, muntele Coșna, Oituz, Mărăstirea Cașin, Mărăști, Mărășești și așa mai departe. Pe acest munți și-a pierdut viața înaintașii noștri, care au luptat și au întors inamicul de pe aceste zone, au dobândit și au obținut libertatea poporului român, iar la data de 1 decembrie 1918 a avut loc unirea. Mai întâi Bucovina împreună cu Basarabia, apoi Banatul, Crișana și Maragoleș, urmat de Transilvania cu Țara Românească. Ne-am unit cu toții pe câmpia Blajului, în zona Blaj la Alba Iulia, unde s-au deplasat peste 100 de mii de țărani români îmbrăcați în straie populare românești, formate din păduri albe de lână,
cu căciuni, care semnifica căciurile lui Mihai Viteazul, peste 1228 de reprezentanți din toate secțiile, cele care s-au unit și au semnat rezoluția de la Alba Iulia. Mai mult decât atât, în județul Bacău a avut loc comandamentul trupelor din Moldova, care au coordonat de așa natură Imperiul Austro-Ungar să nu poată să rupă frontul și să distrugă țelul lor, care era calea ferată între Târgu Ocna și Ghimeș, cele două tunele de la Târgu Ocna și de la Goioasa. Dacă ele ar fi fost distruse, atunci rupea frontul și era destul de greu. Stimați cetățeni ai Comunei Dofteana și nu numai, pe acești munți din localitatea noastră, de pe Valea Trotușului și pe Valea Muntelui, s-a vărsat mult sânge. S-au pierdut peste 80.000 de militari, dintre care 20.000 au fost numai români. Ofițeri, soldați, trupe de grăniceri, de cavalerie, vânători de munte. Și un loc semnificativ se află în locul Bogata, în satul Bogata, numit Areniș. Acolo unde locuiește în Poieni, acel numit Elisei Ursac. Elisei Ursac fiind un cioban, aflându-se în localitatea Bârsărești, găsit de vânătorii de munte, unde au fost conduși acești vânători de munte prin satul Cucuieți, pe muntele Drăcoaia, au trecut rotul și îmbrăcat și s-au deplasat în fundul satului Bogata și au rupt frontul. Astăzi noi ne aflăm uniți, mai mult ca oricând aș putea să vă spun, astăzi ne aflăm și ne spunem România mare și unită. În cursul zilei de ieri, data de 30 noiembrie 2019, în Casa de Cultură din Dofteana, a avut loc ședința comună a Consiliului Județean Bacău, a Consiliului Local Dofteana și a Consiliului Local Oituzi. Această ședință, care a fost condusă de domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, și am luat cu majoritatea de voturi o hotărâre a celor trei consilii, în care în localitatea Dofteana va fi construit un muzeu și un monument în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale. Aș cita un pic din ceea ce spunea regele Ferdinand împreună cu regina Maria Icem Brătianu, care la acel moment în 1918 deținea fotoliul de prim-ministru, care avea locația la Iași, iar regele Ferdinand, pe câmpia de la Alba Iulia, spunea câteva cuvinte. Trăiască România mare și puternică! Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să binecuvinteze pe români, Dumnezeu să binecuvinteze Dofteana! În încheierea discursului meu, stimați cetățeni, aș vrea să vă aduc la cunoștință că astăzi au fost invitați două plutoane aparținând de brigada județeană Bacău, muzica militară, garda la drapel, iar noi în calitate de gazdă primitoare, împreună cu Consiliul Local și cu aparatul de specialitate și toți funcționarii, atât și contractualii unități administrative teritoriale, am pregătit pentru toți militarii câte un pachet care se află pe scaunul din autocar și din microbus, unde se vor deplasa dumnealor la Bacău. Pentru dumneavoastră tot am pregătit pentru peste 600 de porții de fasole cu cărnați, mâncarea tradițională care s-a servit pe câmpia plajului, acolo unde s-a cântat și dansat Hora Unirii.
vă mulțumesc foarte mult în calitate de primar, reprezentant al comunității din Dofeana, pentru faptul că astăzi v-ați prezentat și ați venit alături de noi să sărbătorim pe cei care ne-au fost bunici și părinți. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat! Teodora Șurcan, domnule prefect Valentin Ivancea, preacucernici părinți, părinte protopop, stimați comandanți, ofițeri, ostași, dragi copii și frumoși gospodari ai acestei comunități cu atâta încărcătură istorică. Și iată, domnul primar aici ne-a prospătat memoria cu câteva fire din istoria ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani și care s-au jertfit pentru noi. Anul 1918 a adus cu sine realizarea unității mult dorite a României întregite. Aceasta s-a înfăptuit prin unirea cu România cu Basarabia pe 27 martie, a României cu Bucovina pe 28 noiembrie și unirea cu Transilvania după adunarea Marii Adunări Naționale pe 1 decembrie 1918. Astăzi, de Ziua Națională a României, fac un apel la unitate. Unirea românilor cu români. Am visat mereu la România întreagă. În granițele în care Dumnezeu a lăsat acest popor, un stat modern, unitar, suveran, democratic. Astăzi, România nu seamănă cu România din perioada interbelică. Nu avem voie să uităm pe frații noștri din Basarabia. Nu avem voie să-i uităm pe frații noștri din Bucovina de Nord. Nu avem voie să uităm cine suntem și de unde am venit. Gândiți frumos, gândiți pe termen lung, gândiți ca niște viteși dintr-un neam de viteși. Fiți credincioși idealelor voastre și rămâneți demni. Avem misiunea de a crea o Românie puternică. Și aici, ieri, așa cum a menționat domnul primar, în sala acestei clase de culturi a avut loc ședința Consiliului Județean reunită cu Consiliul Local Dofteana și Consiliul Local Oituz. Și s-a hotărât realizarea acestui proiect, acestui complex monumental de întregire a neamului românesc, numit România Întregită, în memoria străbunilor noștri și a ostașilor căzuți la datorie în primul război mondial. Este datoria noastră morală, este o reparație morală, dacă vreți. Pentru că aici, în Bacău, pe această linie pe care a prezentat-o aici domnul primar, a fost frontul de rezistență, premergător Marii Unii. Avem misiunea de a crea o Românie prosperă, în care să se întoarcă cu multă bucurie și cei care sunt astăzi plecați departe de casă. N-am spus departe de țară.
pentru că țara este în ei. A spus departe de casă. Așadar, dragi cetățeni, dragi gospodari acestei frumoase comune Dofteana de județul Bacău, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Invit la microfon pe domnul Valentin Ivancea, prefect al județului Bacău. Vă mulțumesc! Domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, doamna deputat, domnilor comandați de arme, preacuceniți părinți, cinstiți locuitori ai comunei Dofteana și nu numai. Sunt bucuros și onorat să mă aflu alături de dumneavoastră pentru a sărbători împreună Ziua Națională a României. Ziua Națională a României cu recunoștință, cu sacrificiu și înțelepciunea înaintașilor noștri care au făcut posibilă România Mare, dar și cu încredere și speranță viitorul pe care noi înșine, ca națiune, alegem să-l construim în acord cu libertățile democrației. Ca de fiecare dată, Ziua Marii Uniri este prin ea însăși un îndemn la unitate, solidaritate și mândrie națională. 1 decembrie ne amintește an de an că această națiune are forța de a-și îndeplini marile idealuri, chiar și în pofida celor mai potrivnice circumstanțe istorice. Din această perspectivă, lecțiile istoriei sunt astăzi mai evidente ca oricând. 1 decembrie ne amintește an de an că această națiune are forța de a-și împlini marile idealuri, chiar în pofida circumstanțelor potrivnice. 1 decembrie poate fi mai presus de orice o zi în care celebrăm patriotismul și nu uităm că se manifestă aceasta prin fiecare dintre noi. Cred că patriotismul înseamnă altceva decât cuvinte mari sau simboluri exterioare. Patriotismul își găsește expresia în lucruri simple, în faptul că îți faci treaba cu onestitate, că respecti legea, că îți pasă de cei pe care îi reprezinți. Este important să nu uităm că ceea ce nimeni nu a putut lua românilor a fost dragostea de neam și de țară. Nu putem vorbi de o națiune puternică dacă nu ne respectăm eroii. O națiune puternică care are respect de propriile legi, îi respectă astfel pe cei care s-au jertfit pentru această țară, pentru această națiune, pentru păstrarea identității naționale. Suntem astăzi împreună la Dofteana într-un moment cu înaltă încărcătură simbolică. Nu putem plăti nimic durabil pentru generațiile viitoare dacă nu punem la temelie acele valori care și-au dovedit soliditatea în a genera cu adevărat o Românie puternică. O Românie puternică înseamnă o națiune care are la temelie unitatea. Și da, într-adevăr, Dofteana, Valea Muntelui, merită o Românie puternică. Vă mulțumesc și la mulți ani! Adresăm invitația de a lua cuvântul doamnei deputat Teodora Șoșcan. Bună ziua, vă spun tuturor, vă salut cu mare drag, așa cum o fac ori de câte ori vin la dumneavoastră în comuna Dofteana. 1 decembrie este Ziua Națională a României, consfințită în Constituția României, moment de mare triumf al istoriei noastre, de care suntem mândri, pentru că acela a fost momentul în care pământurile străbune au fost unite.
De 1 decembrie fiecare român își onorează țara, își cinstește cu adâncă recunoștință sacrificiul străbunilor. Fără sacrificiul lor, nu ar fi avut România de care astăzi ne bucurăm cu toții. Dar 1 decembrie este și ziua noastră a tuturor, a celor care gândim și simțim românește. Dar vă întreb, cum o să fie mâine? Cum o să fie poimâine și în fiecare zi a vieții noastre de azi înainte? Se pare că uităm sentimentul care ne aduce și ne-a adus azi aici. Uităm să ne identificăm cu acest spațiu geografic, cu valorile, cu simbolurile și tradițiile românești. Cred că a venit timpul ca fiecare din noi să încercăm să găsim în fiecare zi a vieții noastre măcar un motiv să fim mândri că suntem români. Dragii mei, români suntem, mândri să fim, la mulți ani România! Urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Activitatea se desfășura conform legii 215 emisă de Parlamentul României. Se pregătește coroana din partea Parlamentului României. Garde! Se pregătește unitatea administrativ-teritorială Dofteana. Thank you.
aparținând Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției. Delegația este condusă de domnul comandor Valerian Popescu, reprezentant al comandantului garnizoanei Bacău. Se pregătește Asociația Națională Culturii Eroilor. Vedeți mașina?
Harcourt, vă rugăm să rămâneți în aceeași formație pentru a ne ora cu toții călăreții caii și cărările de la Dofteana. Așteptați un pic că pleacă destul de greu. Vă rugăm numai un pic să așteptați din motive bine întemeiate. Nu s-a putut să se facă deplasarea pe DN12A, întrucât sunt cai, mulți călăreți, căruțe, ne-au obstrucționat undeva în fața gării la piață, acum sunt coordonați de poliția locală și imediat vor ajunge aici în dispozitiv. Vă rugăm, mai așteptați numai un pic. Dar sunt mai o parte din ei, care formează cele 7 sate din localitatea noastră. Avem cu ce să ne mândrim, fac parte din cavaleria anilor 1918-1917, când s-a unit România. Faceți loc, vă rog. Pentru participare. Sper că a fost frumos, să sperăm că anul viitor va fi mai bine. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru participare. Ați venit în număr atât de mare. Eu încerc de drumul la Hora Unirii, apoi toată lumea la fasole cu cărnați, mâncarea noastră tradițională, o parte de vin, o parte de țuică și ceai. Hai, repede!